recunoști. Ce mână ciudată îi fac, nu mi-e. Am dedicat toată ziua acestui eveniment important, Ziua Internațională a Copilului. După cum vedeți, în spatele meu sunt atelierele cercurilor, atelierele noastre. Casa de Cultură din Roma a hotărât să iasă în stradă cu tot ce înseamnă cercuri artistice, însemnând pian, pictură, teatru, etc., plus asociațiile de voluntari sunt să prezente aici și șah, bineînțeles. Toată ziua ei vor demonstra ce fac ei înăuntru, în ateliere, luni în șir, timp de un an de zile, când se pregătesc pentru concursuri, și ce fac ei în Casa de Cultură. Urmând ca după amiază, începând cu orele 17, să avem un eveniment, zic eu, tot cu artiști locali, zic eu, de o calitate aparte, pentru că sunt voci și coreografii și peste 200 de copii vor fi pe scenă, tot artiști locali, plus animatorii care vin să ne arate bucuria acestui eveniment important, Ziua Copilului. Și am ales această variantă pentru că sunt zile speciale când toți copiii din Casa de Cultură din Megidia au nevoie de o astfel de zi, să-și exprime artistic ceea ce învață ei la Casa de Cultură, ceea ce au fost hărăziți să facă prin talentul lor. Și atunci, în acord cu colegii mei, am spus că este normal să dedicăm o zi întreagă micilor artiști, chiar dacă este ziua lor, muncesc în ghilimele de ziua lor, dar cred că le face mare, mare plăcere și lor, și instructorilor, și nouă celor care ne ocupăm de organizare, să încheiem pe la orele 21 o zi dedicată lor, dar făcându-le multe, multe bucurii de ziua lor, adică această zi minunată. E greu să înveți? Puțin mai mult, cel puțin pentru mine. Cât v-a luat să învățe? Nu știu, prima dată când fac. Și merge? Relativ. Ce trebuie să iasă? Trebuie să iasă o fundiță. A trebui. Era mai bine să începeți cu figuri ușoare la început. Ei, era mai bine, dar... Tu ce faci acum? Tot fundițe facem. Toată lumea face fundițe? Toată lumea face fundițe. E mai ușor sau de ce? Nu e mai ușor, dar noi considerăm că este mai simplu pentru copii. Copiii care vin să prindă mai repede modul de... O altă, o broscuță sau o vrăbiuță sau nu era mai ușor? Nu. Nici un caz. Ce deseneze? Copilăria. Ce ai făcut până acum? Păi, până acum am făcut două fetițe, două căsuțe și un curcubeu. Întâi le-ai făcut cu creionul? Da. Și ce urmează? Să pictăm. Ce urmează să faci? Să colorezi? Mă, nu, să pictez. Care este desenul tău? Acesta. Te uiți la mine puțin? L-ai făcut împreună cu prietena ta? Da. Ce reprezintă? Copilăria. Copilăria. Iese violet, da? Nu iese mă violet, iese verde. E de muncă cu ăștia mici. Da, este de muncă, energie 100%. Din punctul meu de vedere, un mare câștig și pentru ei și pentru mine. Să nu uităm că în fiecare dintre noi există un copil, la unii mai vesel, la alții mai trist, dar el există. După cum vedeți, învață să se exprime cu culoare. Pentru început ei sunt mai timizi, dar când încep să-și dea drum, nu mai fac eu față să le pun la dispoziție tot ce le trebuie. Eu sunt artist plastic profesionist, împreună cu echipa de la Casa de Cultură avem un proiect foarte interesant, un atelier deschis pentru grupe de vârste de la 7 la 70 de ani.
Deci avem oameni de categoria seniori care vin și se bucură de abilitatea de a amesteca culoare și de a se exprima folosind mijloacele de artă plastică și sunt eu foarte fericit că reușesc să aduc un pic de bucurie în sufletul acestora. După cum vedeți, și ăștia mici sunt foarte fericiți. Dacă faceți o analiză cromatică, culorile sunt foarte vii, ei nu folosesc negru, nu folosesc maro, nu folosesc culori închise, foarte mult roșu, foarte mult albastru deschis și galben, sunt plini de energie și nu pot decât să le spun la mulți ani de ziua lor! Da.